Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea de acum pe care o știți, cu invitatul meu pe care îl știți și pe dumnealui și cu care purtăm o discuție mai lungă cu domnul profesor Nicu Gavriluță la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, unul din marii noștri specialiști în istoria religiilor, dar nu numai în istoria religiilor. Mă simt dator să repet asta pentru că nu vreau să vă plictisesc, dar trebuie să știm, poate sunt oameni care nu ne-au văzut încă. Domnul Gavriluță este specialist în istoria religiilor și vine pe o linie care unește Eliade, Mircea Eliade, nu? Ioan Petru Culianu și iată domnia sa, întâmplarea sau poate nu întâmplarea, cine știe, poate vom vorbi și toată și despre asta, că am promis că vom face poate emisiune cu Ioan Petru Culianu cândva, poate nu întâmplarea, spuneam, face ca doi oameni din această linie să fie chiar din Iași. În cadrul temei generale despre globalizare și specific național, am parcurs diverse etape, cei care ne-au urmărit știu de acum. Am terminat anul data trecută cu animalele totem din pădure, din viața oamenilor de aici, din Europa, pentru că am convenit că aria indo-europeană din care ne tragem toți, fie că suntem de aici sau din Germania sau din Franța sau din Italia sau din Anglia sau din Orientul îndepărtat, din India, de la Gange și până la Atlantic, este aria așa numită indo-europeană. Așa o numesc antropologii, lingviștii, istoricii religiilor și atunci această arie din acolo ne tragem toți. Cândva a fost prima lume globală, să-i spunem așa, din istoria omenirii sau din istoria acestor locuri, cel puțin. Am ajuns în tema aceasta, ne gândim că astăzi să vorbim despre centru și provincii, raportul acesta între provincie și centru, care pe noi ne supără, mai ales de la, pe noi ieșeni ne supără, mai ales de la, din momentul în care capitala administrativă s-a mutat în secolul XIX, după mica unire la București, când Iașu a pierdut calitatea de capitală administrativă, l-a preluat Bucureștiul cu alegerea lui Cuza în cele două locuri, nu? Și atunci a rămas așa ca un fel de, mă rog, dintr-o consolare, să spunem așa, a rămas Iașu ca fiind capitala culturală a țării. Nu e cazul să ne prevalăm de lucrurile acestea, dar totuși există un raport destul de tensionat pe anumite zone, în anumite perioade, uneori răbufnind chiar la lucruri nu prea plăcute, între centru și provincie. Acum, pentru a vorbi puțin din istorie, trebuie să stabilim împreună cu domnul profesor cam de când se trage nouă treaba asta cu provincia și cu centru în Europa. Avem date istorice și culturale destul de vechi. Avem chiar din perioada cuceririi Daciei de către romani. Roma, da. Roma, sigur că da, un centru excepțional al lumii. În primul rând s-a impus pe plan administrativ și juridic, dovadă că a și rămas prin administrație și prin elementul juridic. A fost și Atena. Atena, din punct de vedere cultural, filozofia greacă, de pildă. Da, Atena rămâne, n-a avut, cum să spună, orgoliile și imperiale pe care le-a avut Roma. Da, e limpede. Da. Bun. În clipa în care Imperiul Roman cucerea un nou ținut, o nouă zonă, acolo își muta înainte de toate, după cucerire evident, administrația. Rămâneau un timp cei din administrația romană și apoi stabileau înțelegeri cu autoctonii, în așa fel încât autoctonii să-și păstreze privilegiile, cei care le aveau, iar romanii să primească tributul și toate celelalte. S-au creat provincii romane. În istorie aici. Asta e momentul, da. Dacia a fost o provincie romană. Nu numai Dacia. Nu numai Dacia, dar referim la spațiul unde locuim noi acum. Da. Exact, unde locuim noi acum. Și știm bine că a fost într-adevăr o administrație romană importantă care s-a retras la un moment dat. Aici istoricii culturii nu s-au pus de acord dacă Dacia a fost marcată puternic de administrația și de spiritul roman sau dimpotrivă s-au retras și în urma unei istorii tumultoase cu populații migratoare și alte evenimente am avut de a face mai curând cu un sânge amestecat și cu un ținut care cultiva o relație de adversitate față de Roma cu multe frustrări și neîmpliniri. Dincolo de aceste elemente însă, dincolo de polemică, cert este că avem de a face cu statutul de provincie. Și
existat provincii foarte multe ale Imperiului Roman. Da, au fost Mezia și Mezia inferior și toate... Și spre zona scandinavă, da, Germania... Toată Europa dacă nu... era... și Britania. Britania. Actuala Marea Britanie, nu, o parte din ea, să spunem asta, până la valul lui Traian, așa numit acolo, era provincie romană. Sigur, în timpul lui Marcus Aurelius, exact. Ultima cucerită a fost zona stăpânită astăzi de nemți, de pildă de Germania. Bun. Acum, din perspectiva istoriei religiilor, vorbim de un element foarte interesant, după părerea mea. Până la istoria religiilor, să mai fixăm două, trei lucruri aici, da, apropo de Roma, pentru că de acolo s-a făcut această împărțire, ba chiar și denumirea de provincie e de la ei. Roma era centru, nu? Centrul lumii, să spunem. Chiar al lumii, da. Al lumii, iar ceilalți erau provincii care mergeau nu numai în Dacia, spuneam, a spus și în spațiul nordic, până în Marea Britanie, actuala Marea Britanie, până în Orientul apropiat, nu, Israelul sau, mă rog, zona aceea a fost o bună parte din zona Africii, de asemenea. Provincii romane, atunci când s-a născut, când a fost Iisus pe pământ, nu era o provincie romană. Da, da. Știi foarte bine lucrul ăsta, de fapt era înainte de devenită provincie. Așadar, acest raport datează de atunci. El a fost unul tensionat din start. Pentru că era vorba de o cucerire, de o stăpânire a unui teritoriu. Și de asumarea unor privilegii. Exact. Este păcatul original care al nașterii provinciei. S-a și transmis după aceea. Să ne aducem aminte că dacii, cum ați spus, locuitorii, locuitorii până la Carpați, pentru că din coace se spune că e Dacia liberă, deci nu erau case Dacii romane. Liber. În Moldova unii locuind, noi acum la Iași. Nu erau nu sunt consemnate, apar situații într-adevăr legate directe, de casele romane, dar liber și alte triburi. Exact. Da. Numai că toată povestea aceasta a plecat tensiunea și s-a păstrat așa, pentru că, de exemplu, în ce ne privește pe noi, am fost cuceriți de diverse popoare, și de alani, și apoi au plecat, și au venit vizigoții care i-au măcelărit pe alani și de la care se spune că s-ar trage chiar originea numelui nostru de Iași, și orașul Iași. Asta e altă discuție pe care o suportăm poate altă dată. În orice caz, însă, când au venit vizigoții și ne-au stăpânit, ei înșiși au avut probleme cu Roma. Problemele care s-au tradus cum? Au rămas în provincia romană Dacia, vizigoții, au stăpânit-o, dar nu au măcelărit pe cei pe care au găsit aici, s-au înțeles cu ei, am convenit dățele trecute de ce s-a întâmplat asta, au găsit un loc în care erau foarte multe o mitologie asemănătoare, au găsit asemănări între druizii lor și preoții de aici, mă rog. Însă, în afară de asta, au stat în această stăpânire a teritoriului, s-au luptat cu Roma, apoi au avut o înțelegere cu Roma, în așa fel încât, ce înțelegere, vizigoții să păzească frontiera. De aici, frontiera Romei de aici. La un moment dat s-au plictisit de păzit frontiera și s-au încărcat în căruțe și pe cai și au plecat la Roma și au și cucerit-o. Exact. Deci s-au stricat înțelegerea, ca să spun așa, după ce au venit ostrogoții fraților, fugăriți din Spania, de mauri. Au venit și au căutat pe fraților de aici, pe ostrogoții de pădure, pe vizigoții de pădure, au venit vizigoții de câmpie, cum le spuneau celorlalți, s-au unit și au plecat la Roma să o cucerească. Iar Roma lua legătura, de asta mai târziu, deja suntem prin secolul 10-11, ia legătura cu celălalt mare centru și cu cealaltă mare putere, Constantinopolul, da, pe partea răsăriteană. Imperiul Roman de apus și cel de răsărit. Exact, da. Suntem în secolul 11, aproape de 1054, Roma cere ajutorul Constantinopolului, special să alunge pe acest cuceritor și în felul acesta să păstreze și legătura, unitatea culturală și spirituală. Ei, n-a fost așa, știm ce s-a întâmplat. În contextul acesta, de istoric, da, care e descris sumar acum. Este un clasic pe care noi l-am sintetizat foarte bine. Dar măcar să-l descriem sumar ca să vedem unde ne aflăm. Deci raporturile acestea, ca să revenim între centru și provincie, sunt marcate de adversități. De sânge chiar, pentru că era vorba deja de lupte și de așa, sau de colaborare în unele situații. Așa încât centrul, începând chiar de atunci, în opinia mea, pentru provincie este când malefic, când benefic. Când este contra și... Eu aș spune când malefic,
Când malefic. Sau mai puțin malefic. Nu, nu se exagerează deloc, pentru că și atunci când se spunem că ar fi fost benefic, era cu foarte multe condiționări, care de fapt duceau în altă zonă. Da, dar cum bine ați spus la un moment dat, actul de naștere în sine al provinciei a fost maculat, atins, filoxerat de acest rău. Faptul că depinzi de o altă putere, că ajungi la înțelegere cu ea pe cale diplomatică, e bine. E, dar totuși depinzi de ea, te raportezi la ea. Da, domnule profesor, dar este și acest dispreț pe care l-a afișat, fie și măcar dacă luăm în seamă, denumirea care se dădeau celor care locuiau în provincie. Erau barbari. Târziu, împărații, gen Marc Aureliu sau alții învățați din Imperiul Roman, filozofi de pildă, au înțeles noblețea culturii barbarilor și limba lor, că e diferită de limba romanilor, dar totuși o limbă care are unitate, are coerență și mitologii frumoase și tradiții extraordinare care s-au păstrat în timp. Dar, într-adevăr, inițial a fost semnul acesta al adversității. Și al disprețului. Gândiți-vă la Coloseum ce se întâmpla în perioada luptelor cu gladiatorii. Cât dispreț față de aceste provincii cucerite de puterea romană. Erau dați pe mâna, pe gura leilor, ca să spun așa. În sensul propriu, evident. Da, astăzi sunt lei simbolici, care sunt la fel de răi și flămânzi sunt uneori. Au colții mai ascuțiți, poate, chiar decât ăia de atunci, din vremea romanilor, din luptele lor de acolo, de la Roma, dar eu aș spune că acest dispreț afișat, și știm despre el, putem lua și din Ovidius, de exemplu, nu? Poetul Ovidius Naso, care a stat la Tomis. El a scris, știm foarte bine, cu cărțile pe care le-a scris la Tomis, fiind în exilat de Roma, aici, și a murit la Constanța, cum spunem noi acum, la Tomis. În cărțile lui despre, în afară de arta iubirii și, mă rog, toate celelalte lucruri, de supărarea lui, de faptul că este exilat, de dorul lui de Roma, etc., sunt foarte multe secvențe din opera lui Ovidiu care trimit la răi deschiți. Ăștia care vin și ne atacă, el asculta îngrozit iarna, îl speriau trei lucruri. Zgomotul valurilor care erau nervoase, evident că era iarnă, viscolul și săgeata sciților. Extraordinar. Deci astea sunt versuri numeroase cu această trimitere la barbare de sciți care atacă permanent și care sunt, repet, un pericol mortal pentru cei care stau în domeniu. Așadar, și disprețul. Deci nu găsea niciun fel de motive de satisfacții și estetice, să spunem, dacă vorbim cu termeni de astăzi, în jurul său, în această provincie. Dar găsea în interiorul lui și ați atins un alt aspect a relației dintre centru și provincie. În ordine strict spirituală, culturală și creativă, dacă ești un om așezat, un om care are cultură, cum ai dat foarte bine exemplul lui Ovidiu, Ovidius, dacă ești așa, poți să creezi și în provincie, și la distanță. Asta vom ajunge la asta, pentru că este foarte interesantă și nu vă uitați. Dar în ordine spirituală, putem dezvolta ideea aceasta. Să nu vă uitați vorba asta, pentru că asta este una dintre ideile, aș spune, ați luat înainte, nu ne-am vorbit înainte. Nu, dar veni vorba pentru asta, apropo de creația lui importantă. Una din ideile de forță, și eu cred că foarte tare în lucrul ăsta, o să vorbim noi despre asta acuși, nu mai vreau să terminăm cu traseul ăsta, să spunem foarte sumar, nu vreau să supere pe noi istorie. Că nu facem, nu le luăm pâinea, ca să spunem așa. Nu, doar trasăm pe baza cărților. Ne folosim de pâinea lor și punem câteva felii aici pe masa acestei emisiuni. Facem și publicitate. Exact. Ca să trasăm așa în timp, după ce s-a terminat cu Roma, mă rog, știm noi datele istorice, au venit pentru noi și alte centre. Perioada creștină, da. Da, au venit la Genevul Mediu, au venit în Alta Poartă, care a devenit centru care se știe foarte bine, se plângeau la Înalta Poartă. Deci era ceva, făceau o pâră la Înalta Poartă, care decidea ce domnitor să pună, pe cine să fie, în țările române. Mm-hmm. Pe cine să mai scurteze de un cap, exact, eventual. La cine să vină cu gâdele, cu cum se cheamă, cu firmanul. Mm-hmm. În Transilvania au fost Viena și Budapesta, mm-hmm, pentru românii de acolo. Da. Deci erau niște centre care au fost separate pentru românii, depinde cum erau, în Ardeal, Viena, Budapesta, în țările române, în alta poartă. După aceea, în perioada comunistă, a fost Moscova, că știm foarte bine vorba aceea nefericită, din păcate, a lui Mihail Sadoveanu, carte din 1945, nu? În care spune că lumina vine la răsărit. Da, e celebră. E celebră, da.
sintagma asta și care e nefericită, e clar. Dar nu discutăm acum care sunt motivele pentru care Sadoveanu a scris. Dar să discutăm un aspect pe scurt foarte important. Din moment ce în istorie am avut mai multe porți, mai multe centre la care ne-am raportat, de la Roma până la Moscova, eram obligați, da, condiționați, nu din plăcerea noastră și din dorința autentică, înseamnă că această, să spunem, relație dintre provincie și centru lasă urme în mentalul nostru. Asta urme severe, asta vreau să spun. Cred că raportul acesta cu provincia romană, Dacia, să zicem, este marcat de acel dispreț de care spun și eu insist pe lucrul ăsta pentru că s-a păstrat în mental. Armele au dispărut. Da. Soldații nu mai sunt pe aici de multă vreme. Veteranii care au trimis și în Dacia, să știm și asta, da. Cei care veneau din Roma după cucerirea Romei aici să se stabilească, erau cei scoși la pensie din armată, cum spunem noi acum. Veteranii. Cei care... sau cei pedepsiți de legea romană. Ba chiar au fost și istorici care au spus ce fel de nație este asta care s-a creat prin ce? Prin niște oameni care nu știm noi dacă erau dați sau trați sau ce erau ei aici. Un amestec de sânge impur. Cu cine? Cu niște hoți, cu cei fugăriți din Roma, exilați, Romei, și cu pensionarii trimiși la armată. Bun, asta este o altă discuție și aia sunt clar că răvoitori. Și, și da, este evident că exagerare. Da. Nu, înșel adevărul istoric asta, unii cu nerușinare chiar. E bine, de acolo am păstrat disprețul. De la înalta poartă s-au păstrat alte hachițe, de genul șpag, tribut, duplicitatea, una spune, alta fac, da, complotul. Da. Hai să complotul, da. Hai să vorbim pe șoptite undeva să nu ne aude cineva, că dacă ne aude... Deci lucrurile astea cu frica, cu suspiciunea, în general ne se trag cam de acolo, de la momentele acelea când cel care venea pus din alta poartă trebuia să strângă tribut, să trimită bani acolo, să păstreze tronul. Și atunci lua măsurile de rigoare. Deci măsurile erau coercitive, evident. Trebuia să fie foarte dur să strângă tributul ăla și să stăpânească pe boieri care complotau, etc. Așa încât această poveste ne vine de prin zona aceasta în alta poartă, ca să nu mai spun că mai păstrăm astăzi în mentalul memoria colectivă, da. Să păstrează tot felul de lucruri din momentul când Moscova ne-a devenit centru, da. În perioada comunistă și în care toate lucrurile vineau de acolo, toate lucrurile rele. Cu Sovrom întâi, care ne-a exploatat păduri și tot pe aici și după aceea cu altele ideologice, n-ar spune culturale, pentru că... Nu era vorba de neapărat de nu cultură. Nu trebuie să facem o confuzie. Cultura rusă este sublimă, e nobilă. Da, nu trebuie să facem autor. O confuzie între cultura rusă, între literatura rusă, folclorul rus și cel sovietic. Aceea nu are nicio legătură. Au fost niște exagere în astea și la noi după 1990 imediat să nu mai scrie despre Dostoievski din cauza că este un scriitor rus. Nu se face confuzie între rus și sovietici. Nu. Vă spun eu, sunt elevi și studenți care îl descoperă pe Dostoievski. Sigur. Cu savoare și cu mare interes. Exact. Tolstoi. Deci au o literatură enormă, au o cultură enormă și acum tot Occidentul este plin de și o mitologie fabuloasă. Sigur că Antoaneta Olteanu. Care suntem înrudiți? Da. Păi Antoaneta Olteanu, colega noastră la Facultatea de Litere la Universitatea din București, știe foarte bine rusă, traduce, prezintă mitologia lor, chiar încearcă să reconfigureze și ea o lume globală pe zona aceasta sud-est europeană. Pe care o prezintă foarte frumos. Asta e un lucru extrem de interesant, pentru că noi, din păcate, și în perioada aceea, când Moscova, iată, era centru, din motivul de respingere aproape viscerală. Dar am respins în bloc, n-am mai făcut diferență. Limba rusă să nu o învățăm. Să nu o învățăm, că e limba cuceritorilor. Și atunci, ce erau ei, dominatorilor de aici, atunci când s-a deschis prin anii 70, eu am făcut parte din generația asta și știu bine, când s-a dat liber, ca să spun așa, în școli, să facă franceza, germana, engleza, în momentul acela, părinții care decideau pentru copii în vremea aceea, nu îi înscriau la școala, la clasa de rusă, decât ce să spun, doar dacă erau picurați sau... cu ceară, nu? Nu, vreau toți, și acum, dacă veți observa, că la facultatea noastră, la CUZA, cu rusa e foarte prost, cu candidații, în școli, nu știu dacă mai sunt școli prin Iași spun care eu, să aibă rusă. Din fericire, se păstrează departamentul și sunt oameni admirabili care fac lucruri deosebite acolo, da? Sunt iar sigur în școli, asta, în școli se adună la Iași, de pildă, la unul din liceile importante, 12-13 elevi care fac
un voluntar limba rusă, iată, cu un grozav profesor, iată, profesorul Istrate, care este perfect, predă, este perfect. Dar nu mai este clasa de rusă obligatorie la fiecare școală. Asta e. Da. Și atunci, ca încheiem imediat paranteza asta, sunt foarte multe teme și motive folclorice și apoi mitologie, nu mai spunem, care sunt comune acestui spațiu rus, român, balcanic, sârb, din păcate, și bulgar. Din păcate, noi nu știm lucrurile astea pentru că nu avem acces la limba rusă, din motivele știute. Și atunci, știam mai degrabă, chiar așa cum erau, aveam surse de informații, nu? În vremea acealaltă, în vechiul regim, știam ce se petrece la Paris, din punere cultural, ce se petrece la Paris sau la Londra sau în altă parte și foarte puțin sau deloc ce se petrece la Chișinău sau la Sofia sau la Moscova sau la Berlin. Da, era amprenta ideologică comunistă limpede de asta. Și această respingere, deci, de înțeles în fond, pentru că ursoaica din oral, când te strânge în brațe, nu te strânge de drag. Nu? Și atunci e o respingere viscerală, de înțeles în ce ne privește. Totuși, nefericit. Și orientarea în clipa de față spre altă poartă. Așa. Pentru că ne-a rămas structura asta mentală. Da, să avem poarta în fața nouă. Avem noua poartă de la Bruxelles. De la Bruxelles, și mereu, dacă se întâmplă ceva, dăm vina pe Bruxelles. Că la Bruxelles s-a spus, s-a decis, ne se decide acum mai nou. Văd că ni se recomandă și noi luăm recomandarea cu titlul de obligație. Da. Și o aplicăm azi. Și se chemau comisarea. Iată, comisar, asta, o denumire absolut îngrozitoare. Sinistră. Sinistră pentru românii, sinistră. Pentru că ăștia comisari europeni care au venit și ne dea stegulețe la aderare, știți, pe agricultură, pe tot, pe industrie, pe etc., pe justiție, acești se numesc comisari. Ori noi știm de comisari din perioada anilor 50, care vineau de la Moscova și care făceau cu totul, ori băgau oameni în pușcărie și exterminau prin lagăre. Colectivizare și toate cele, deci denumirea de comisar nu e deloc pentru noi, nu are o rezonanță deloc plăcută. Dar nici cei de la Bruxelles n-au studiat istoria noastră. N-au știut și s-au spus comisari. Da. E bine, această nouă poartă, mereu găsim câte o poartă care să ne dea nouă tot felul de indicații, să ne facă și viața câteodată. Exact, să ne dea o direcție în viață, să ne construiască un proiect viabil și vedem că sunt, e interesant de văzut și acest aspect, sunt oameni cărora le plăcea funcția de comisar înainte de 1989. Mai lui Dej. Da, și în mod voluntar aderau la o misiune socială de genul acesta. Alții sunt, astăzi sunt urmașilor, alți comisari, care își asumă un proiect de activist social, deci nu juridic sau cultural, de activist social, pentru a aduce în atenție, să spunem, anumite elemente care țin de instituții, de cultură, de tradiții, de stil de viață, ca și cum ele n-ar exista aici. Este și aproape pornirea asta, cum să spun, instinctivă aproape, a omului de a împărți pe cei din jur între alb și negru. Înger, da, gândirea de tip maniheist, da, așa exact. Este. Unii sunt îngeri, alții sunt murdari, sunt răi, buni și răi. Tot timpul această gândire de tip maniheist funcționează și funcționează mai ales după 90, iar în zona aceasta de care vorbiți, acest comisar, noi comisari, sunt să afirmă prin 90 încoace, tratând cu foarte mare duritate tot felul de teme și culturale, multe dintre ele, și eu am numit iacobin de demagogi. Da. Iacobinismul ăsta foarte dur, foarte... S-a întâmplat, avem și în tradiția românească, după părerea mea, efecte, urme târzii ale iacobinismului din Franța, din perioada Revoluției Franceze, pentru că atunci s-a tăiat, să spunem așa, pisica în două. Și capul împăratului. Și capul împăratului. Pe ghilotină, dar la propriu. Da. Da, așa este. Centre culturale formidabile în Franța, Burgundia era un centru, Dijon capitala, erau și altele, la Lyon, la Marseille, eu știu, alte locuri. Au dispărut, Parisul a luat totul, a luat caimacul în Franța, sigur că da. Până la urmă puterea devine centralizată și celelalte foste centre intră într-o relație de marcată de frustrări, neîmpliniri și idiosincrazii, dar de servitute și uneori chiar de adversitate față de Franța. Acum să vorbim și de avem și noi. Că noi intrăm în provincia culturală, sub aspect cultural și într-adevăr, aici cu Parisul, care a devenit centru
provinciilor din Franța, să spunem, da, fostelor centre culturale care le-ați numit și la care mai putem adăuga câte ceva, Montpellier, de pildă, sau, ei, Normandia, Lille, sigur, da. Da. Din păcate, sau, o să vorbim despre asta, că din păcate sau din fericire, nu cred că e din fericire, în orice caz, Paris a devenit un centru al Europei. Da. Așadar, oricine vrea să fie validat, că e pictor, că e scriitor, că cultural, e muzician, cultural vorbim. Vorbim de acum despre aceste ocupații culturale, bunuri simbolice, cum le spune Pierre Bourdieu. Așadar, ca să fie validat, trebuie să fie validat de Parisul. Și atunci, într-o linie, e cam grosier ce spun acum, trebuie să spun așa ca să mă fac înțeles de toată lumea. Așadar, Bucureștiul este centrul Iașului. Iașul e provincia Bucureștiului. Botoșaniu e provincia Iașului. Iașului, așa. Da. Iar Bucureștiul putem lua și din partea cealaltă, din Ardeal sau din unde dorim. Din Oltenia, da, din alte zone. Nu, da, nu contează, de peste tot e aceeași poveste, mai ales că, să nu uităm, că un ardelean a spus soarele la București răsare. Asta înainte de... Și ora exactă se dă tot exact acolo. Da, tot acolo. La începutul secolului XIX, când încă nu era Marea Unire făcută. Ei bine, iar Bucureștiul, ca să termin cu lanțul acesta, Bucureștiul este provincia Parisului. Da. Știm foarte bine... Chiar a avut și numele de Micul Paris. Micul Paris, sigur, da, că da. Ei, acum, există un dat istoric, dar care nu știu dacă e atât de relevant chiar și să fie decisiv. Pașoptiștii, da, cu Rosetti, cu ceilalți, are importanța... și-au făcut studiile și exilul lor, da, care a fost, uneori unii dintre ei au fost exilați, dar exilați de către domnitorul local, din motive de Revoluție 48, etc. Au fost exilați la unde? La Paris. Da. Fii de boieri, unii dintre ei cu boieri, bani. Da. Majoritatea erau fii de boieri. Și atunci și-au făcut școlile la Paris. Să este jurnalul Licea Rosetti, care poate fi citit de oricine acum că s-a publicat și să văd acolo ce făcea la Paris, care erau relațiile. Alexandrii, care aveau o mulțime de prieteni, de mare personalitățile epocii și făceau corespondență asiduă cu cei din Paris. Deci, pașoptiștii cam acolo au fost și de acolo au învățat, să spunem, modelul acesta cultural de națiune. Și modelul cultural, proiectul cultural perfect, românesc. Perfect, da. Proiectul cultural românesc este undeva din Franța provine, chit că atunci eram totuși ruși, erau foarte activi pe aici. Da. Cu reglementul organic, cu celelalte, dar totuși din Franța ne-a venit acest model și să nu uităm un lucru esențial ce s-a întâmplat atunci, dacă tot vorbim despre asta. Eu am făcut un text mai de mult, mai câțiva ani de atunci, care se cheamă Ișlicul și Pălăria. Deci, fii de boieri, că și Alexandrie era fiu de boieri și Rosetti fiu de boieri, toți cei care, de care, Conachi fiu, sigur, fiu de boieri. Ei bine, oamenii aceștia care călătoreau sau își făceau studiile în Occident, să vedeți ce pagini are, de pildă, în jurnalul Rosetti despre procesele acelea la care au fost supuși Flaubert și Baudelaire la Paris din motive știute pentru Florile Răului și Madame, da, Bovary. Bun. Acești oameni care au venit cu acest model cultural erau deja schimbaseră ișlicul. Da. Și-au pus pălării și haine, cum se spuneau, nențești, da, cum se zicea pe vremea aceea. E bine, când au venit în țară, în această nouă îmbrăcăminte, au șocat pe proprii părinți, care purtau încă ișlicul fanariot și din șalvare și din perioada trecută. A fost o mică tensiune și acolo, în familiile acestea, au izbândit tinerii, că de regulă... Așa se întâmplă în istorie și au venit cu ei și cu modelul, cum bine ați spus, modelul acesta francez a relației între centru și periferie. Și au și statuat într-un fel raportul acesta între București, provincia Parisului. Da, da, l-au aplicat la noi. Deși, din punct de vedere legislativ, noi luăm mai târziu, în 1923, Constituția și ne inspirăm din cea belgiană, luăm modelul, totuși mentalul social era marcat profund de stilul francez. Și era și perioada lui Napoleon al III-lea atunci. Da, domnule profesor, acum mai este o întrebare, dacă tot vorbim de secolul acesta, secolul XIX, care ne marchează, pentru că atunci s-a făcut România modernă. De aia s-a făcut 1918 atunci. România modernă, se face după model acesta. Atunci a început să construiască instituții, ceea ce numea pe vremea aceea, mai ales cu forme fără fond, s-au făcut forme, exact, s-au umplut apoi cu fond. Bun. O temă foarte actuală pe care vreau să o discutăm un pic mai. Dar nu, va trebui să vorbim despre asta. În orice caz, vreau să rămânim aici, în zona aceasta, trebuie explicație. De exemplu, pașoptiștii, am spus ce am făcut ei cu Parisul și cu studii, dar, de exemplu, Junimea, care e responsabil de foarte multe lucruri
foarte pozitiv care ni s-au întâmplat apropo de construcția României moderne. Și mă refer la junimea aceea cu Maiorescu, cu Eminescu, cu Caragiale, cu Creangă. Așa, cu toată, părinții fondatori. Dacă părinții fondatori, da. Junimea Negruții, oamenii aceștia și-au făcut studiile în Germania și Austria. Deci la Viena sau la Berlin. Da. Și putem citi jurnalul lui Maiorescu cu studiile sale la Viena, jurnalul lui Negruții cu studiile sale la Berlin, ca să vorbim de mărturii directe despre acel timp și acel model cultural german, pe care Pogor, care a tradus masiv la fel, din germană. E bine, de ce modelul german nu a fost activ? Modelul junimist activ și nu s-a impus la noi. Vorbește de Moldova, de țările române. Da. Pentru că în Ardeal vorbim despre altceva. Evident. Sau în Bucovina din Nord, care a fost sub austrici o vreme, acolo este altă discuție, pentru că centrul lor era, am spus mai devreme, era Viena, evident. Dar acest model cultural german la care a avut acces și care și l-au asumat în fond, și Maiorescu, și Eminescu însuși, care a avut bursă de studii, cum știm foarte bine, în spațiul german, Negruții, Pogor. Ei bine, modelul cultural german nu a fost la fel de competitiv în cine privește și cum a fost modelul francez. Da, și nici astăzi nu este la fel de competitiv cum este cel francez în spațiul românesc sau cel anglofon. Acum, nu mai spunem condițiile globalizării. S-au schimbat lucrurile cu internetul. Limba germană presupune anumite dificultăți. Trebuie să spunem lucrul ăsta. De învățare, de asimilare. Bun. Apoi, e vorba de anumite tare mentale ale nemților care s-au transmis intergenerațional peste 10 și sute de ani. Să nu uităm, rigoare, disciplină. Să nu uităm faptul că și Carol I este din Hohenzollern, din dinastie, deci german. Da, și avem perioada regalității care ar trebui sigur să ajute. Ce s-a realizat? S-a realizat pe plan cultural înainte toate. Firea românului e totuși una, în esență, bună, foarte bine marcată de latinitate. Ne-am regăsit mai degrabă, în francez decât ne-am regăsit în nemț. Adevărat. Și astăzi ne regăsim la fel. Asta e explicația de bază și care trebuie luată în seamă, în primul rând, apartenența asta, conștiința apartenenței la ginta latină, cum spunea... Mai mult decât atât, dacă ne-ar fi asumat modelul german, astăzi am fi avut poate și o altă structură administrativă și instituțională. Ei au landurile, au păstrat parlamentele pentru fiecare land, au centre simbolice. Dacă cel de pildă politic este la Berlin, un centru al justiției este la Karlsruhe, centru cultural la Heidelberg sau în alte mari universități. Cel mai mare târg de carte se face la Frankfurt, nu la Berlin. La Frankfurt, nu la Berlin. La Frankfurt, pe Main se face primul cel mai mare târg din Europa și din Germania, evident, dar din Europa se face acolo. Nu la Berlin, să zicem, în capital. Da, e un model, după părerea mea, din câte știu, cultural și istoric, mai bun, pentru că taie aceste tensiuni și frustrări specifice relației franceze dintre centru și provincie, sau istorice de la noi, de care am vorbit, în spațiul românesc. Modelul cultural francez funcționează mai cu seamă în provincia. Trebuie să spunem asta, nu avem ce face, nu ne place, dar asta e viața noastră. În provincia noastră? Sau istoria noastră. În provincia noastră, aici, în Moldova, în țara românească, fostele, și România în regat, ca să folosesc termenul, de după Mica Unire. Mai bine spus, regat. Regat. Dar în Transilvania, știm foarte bine, a fost scoala de la Blaj, nu? Cu celebra noi de la Râm ne tragem, da? De la Roma. Era această conștiință a latinității care a și ținut școala ardeleană și părerea mea este că nu îi se dă atâta importanță cât ar merita aceste școli ardelene. Da. Poate și din motivul că limba latină acum la noi nu mai este cunoscută. Dar mai are Ardealul față de regat, a avut o istorie distinctă, separată. Și istoria explică multe. Mă gândesc pe scurt. Nu, mă gândeam că ei fiind sub influența directă, uneori severă, a Vienei, Budapestei, nu? Că a fost Austro-Ungaria, nu? Viena și Budapesta, atunci ar fi fost normal, poate, ca modelul cultural dominant și în Ardeal să fie cel nemțesc, cel de la austriac. Ei, uite că nu. A avut o priză reală, dar limitată. Marea majoritate erau români. Românii au avut cumplit de suferit acolo. Dacă ne gândim la secolele 12-13, vine în istorie. Da. Apar ordine militare catolice acolo. Apar franciscani, apar dominicani. Imediat în secolul 15, mai exact început de secolul 16, după 1516, după ce Martin Luther anunță cele 95 de teze pe ușa catedralei din Wittenberg, a imediat misionari luterani în spațiul Transilvaniei. Ai calviniști de asemenea. Ai un joc politic formidabil, pe de o parte
turcii în 1526, da, cuceresc Viena, își impun puterea, sprijină protestanții pentru că ceilalți austro-ungari erau catolici. Ungaria era deja pașa lui turcesc, da? Iar noi, românii majoritari, în condițiile acestea istorice, fac și o sinteză, poate nu da, descriem sumar lucrurile foarte istorice. Sumar. Ei, românii în condițiile acestea au fost ca ortodoxi, de pildă, în tot timpul religii tolerate, o religie tolerată, deși e vorba de confesiune, nu religie, da, pentru că erau catolici, erau luterani, asta erau calviniștii și unitarieni în Ardeal, sigur, da. Că da, unitarienii pe linia, știm bine, tot protestantă. Părerea recunoscând, mea, spun că... Asta peste timp lasă urmări că a fost o luptă internă, unul, între tine român și principiile tale, pe de altă parte, între viața politică și instituțională. Erai un țăran înstărit sau un mic boier, dacă vrei să-ți păstrezi privilegiile, uneori erai obligat să trăiești, să botezi, să trăiești la catolicism, da. Sau uneori chiar la protestant. Și aveai și numele. Și dacă eventual. Nu aveai de suferit. Sunt foarte mulți care și-au schimbat numele. Exact. Da. Ei, acum, ca să revenim la lucrul ăsta, deci avem un model cultural francez înregat, da? Și un model cultural austriac, dar nu foarte activ în Ardeal, repet, pentru că este din punct de vedere cultural, încă o dată spun, nu se acordă nici în școală, nici în diversele etape de școală, la liceu sau la universitate, suficientă importanță școlii ardelene. Acum, ne putem da seama din ce motive. Limba latină nu mai e o limbă cunoscută. E o limbă așa numită moartă. Acum că e moartă, e o denumire, mă rog, să spunem, pe care o dau unele persoane, dar limba latină a fost studiată totuși când eram în liceu, făcea măcar o oră. Dar unul din conciliile Vatican, de pildă, a fost anulată limba latină ca limbă oficială în catedrale, slujba a început să se țină în limbile naționale. Dar operele celor de la Vatican s-au scris, sigur, că da, limba latină. Da. E complicat. Se mai face. În liceile umaniste mai există, se mai face, dar sigur și latina trebuie adaptată. E și un pariu al profesorului să stârnească curiozitatea și pasiunea elevului. Pe de altă parte, există și o delăsare a tinerii generații în raport cu limbile clasice considerate moarte. Latină, greacă. E foarte mare. Un coleg, ca să deschid o mică paranteză, închid repede, coleg scriitor care conduce revista Vitrale de la Bacău și care și-a propus să facă două numere masive, da. Anul acesta, cu mai multe teme, dar una din temele fundamentale, să spunem, pentru acele numere care sunt foarte consistente, sunt niște multe pagini, mă rog, Ovidius Nasu. Cu poetul latin. E bine, când a început să comande articole, să spun, vă rog frumos despre Ovidius, da. Domnul profesor, singurul care a putut răspunde din Iași, e jenant să spun asta, acum unul dintre colegii. O spun, e Traian Diaconescu. Da, punct. Celebru profesor. Punct. Admirabil pentru lumea, dar care trist că n-au e trist fost, pentru da, că, bine, sigur că dumnealui este o persoană admirabilă și traducător din latină și din greacă, dar problema este că unul singur a putut răspunde toată inteligenția așului cunoscător de latină, că așa firește că iau o traducere, vorbesc, scriu despre ea și cu asta basta. Era vorba de cunoașterea limbii latine, unde, din păcate, stăm prost. Și atunci, ca să revin, firește că școala de leală noi, deși, spun cu atât, i-a promovat acest, nu cu Franța, dar cu Roma. Cu Roma, noi da. De la Râm ne tragem, nu? Da. De la Roma ne tragem, spuneau cei de acolo. Și mai mult era, cred că l-am mai invocat odată, unul din episcopii de acolo, de la Blaj, care, spre sfârșitul secolului XIX, când luând seama la exodul ăsta masiv de ardeleni către Statele Unite și Canada, că a fost primul val masiv de emigranți, nu e vorba de câteva persoane, acolo au fost sute de oameni care s-au suit pe vapoare să plece în lumea nouă, să-și facă o viață. Pământul făgăduințe, da. Da, s-au suit pe vapoare și au plecat. Și sunt colectivități numeroase, importante, în Canada și în Statele Unite, care au rădăcinile la acei primi emigranți din ardeleni care au plecat acolo. Sunt foarte multe istorii cu oameni rămași aici, cu ardeleni îmbogățiți acolo, care vin după aceea și l-au dus, mă rog, tot felul de istorie noastră de familie, ca să spunem, și care contează. Dar acel episcop, văzând câte lume vrea să plece spre lumea nouă, le-a făcut ca așa un fel de anatemă, nu știu cum să-i spun, le-a spus să aveți grijă, voi plecați.
Dar la învierea Domnului, când va veni Domnul, da, și va învia oamenii, să știți că nu va învia nimeni decât, nu, fie cel care va învia, nu va învia decât dacă a fost înmormântat în pământul țării care s-a născut. Da. Și era foarte semnificativ. Era episcop, era om de biserică, era crezut de enoriaș. Mai de mergem, dar trebuie să ne întoarcem, să ne fim înmormântați aici, că ce a spus? Că nu ne pedepsește Dumnezeu și nu ne mai înviază. Nu ne mai, ne șterge de la înviere. Pentru că nu, da, din cartea vieții. Da, din cartea vieții. În timp se transmit toate acestea și astăzi, dacă e să vorbim în contemporaneitate, avem același model de relație tensionată. Din păcate. Dar, acum, sunt plusuri și minusuri. Dacă judecăm foarte riguros, pragmatic, pozitiv, administrativ, financiar, nu? PIB-ul cel mai mare în țară îl oferă Bucureștiul. Cel mai multe instituții acolo sunt. E adevărat. Instituții culturale. E adevărat. Atrage multe creiere, pentru că... Atrage pe toată lumea acolo. Atrage pe toată Începem lumea. Începem cu ardelele care am spus că soare la București. Și continuăm cu studenții noștri, până absolvenții noștri care se duc, de pildă, pentru masterate. Da, sunt date exemple, domnule profesor. Școala de presă, poftim de la Iași. Uh-huh. Cea de la Opinia Studențească, de la Dialog, de la televiziune. Câți, uitați-vă la televizor să vedeți câți sunt deja acolo, prezentatori, unii sunt în presă, unii conduc deja reviste la București. Ei sunt plecați de aici, la școala aceasta, făcută cu Daniel Condurache și cu ceilalți de foarte temenic și foarte profesionist. Ei, da. Ca să vorbim de diverse zone, nu doar de creierile care se duc acolo. Sau, scriitorii, un pictor, dar asta nu e de acum. Nu e de acum, e din totdeauna treaba asta și din vreme din regimul trecut. Mi-amintesc de un interviu pe care îl dădea prin 1974-75, undeva la mijlocul anului 70, mi-a rămas în memorie din cauza că are o frază, vă spun și de ce imediat. Pictorul Val Gheorghiu, da, care e unul din pictorii importanța Iașului, și nu aia, așa, aia țări, spune, a avut un interviu de asta scurt, într-un ziar de asta local, cred că se chema, Flacăra Iașu se chema, ziarul acela, da. I-a dat un interviu un redactor de acolo, scurt, câteva întrebări, la ce lucrați mai este, cum se făceau interviurile pe vremea aceea, convenționale și... Dar... Răspunsul n-a fost convențional deloc. A fost un răspuns foarte interesant. A spus, eu prefer... Nu vă pare rău că nu sunteți în București sau nu știu ceva de genul ăsta era întrebarea și spune așa, eu fac, vreau să-mi fac marfa la Iași, dar să o vând la București. Marfa fiind tabloul, evident, cu ghilimele de rigoare. Deci îmi fac marfa la Iași, dar să o vând la București. Adică să o facă la Iași, să o creeze la Iași și să o pune pe simeze în București, unde se face validarea. Unde se dă nota. Și de acolo mai departe. Dar modelul, paradigma rămâne în continuare. În domeniul cultural, spiritual, foarte mulți gândesc așa, preferă să rămână la ei în zona Bacăului, a Botoșanului, a Iașului, a Sucevii. Dar caută validarea totdeauna. Întotdeauna caută validarea acolo, se întâmplă. Nu ar trebui, din punctul acesta de vedere, eu țin să spun, este convingerea mea, să avem frustrări și complexe. Din păcate, culturale și spirituale. Dezvoltăm complexul ăsta, domnule profesor, din secolul cultural. Da, bun. Îl dezvoltăm pentru că... Dar Ioan Holban, la București, într-o discuție cu Nicolae Manolescu, cu Florin Iaru, că tot l-am întâlnit recent, nu? Da. Așa. N-ar avea niciun complex, ar discuta de la egal la egal. Nici n-am avut complexe, dar... Pe teme profesionale vorbim, nu? Problema este alta. E vorba... Nu, de mine personal nici nu vreau să dau exemplu ăsta, că oricum sunt în jurii naționale, nu asta e problema a mea. Eu nu am. Problema asta nu am. Dar în societatea, în ansamblu ei, a pornit din secolul XIX, cum spuneam, evocam mai devreme, cu un complex al provinciei, cum îi spune Adrian Marino, sau un complex al lui Conache, cum îl numește Mircea Ergulescu, și care ce înseamnă? Conache, Băieru Conache a fost un occident, a scris un jurnal de călătorie acolo, când s-a întors în țară și el sună cam așa. Acolo e frumos și aici e urât. Acolo râurile curg limpede și la noi ce mordare sunt. Acolo, toate erau acolo extraordinar și aici o mizerie nesfârșită. Da, în alci negru. Exact, dar în alci negru foarte apăsat. Tutuși apăsate. Foarte apăsat. E bine, și el e considerat ca un model așa de cum de raportare la vreți să spuneți că mentalul social se păstrează. Da. Dom'le, Bucureștiul capital, acolo se face carte, acolo se face politica, acolo sunt banii. Nu se împarte cozonacul, acolo se întâmplă. Salariile sunt mari. Salariile sunt mari, da. Fete
fetele sunt frumoase. Bun, eu aș împărți, da. Eu aș fac distinții. Da, bun, da. Fetele, zic, sunt foarte frumoase la noi. Da, să da, o da, fi da. Și acolo, dar nu cred. Da. Pe de altă parte, salariile sunt mult mai mari la ei decât la e noi adevărat. Și spun, domnule, dar n-avem PIB-ul ridicat. Bun. Dar de bună e cultura. Realități diferite, administrative, politice, de ce nu, să spunem da, și asta, culturale și spirituale. E, dar eu țin la ideea următoare, că un literat, un sociolog, un psiholog de la Iași, profesional vorbind, nu are complexe. Un om serios da. Și foarte bine dar pregătit. Venim la următoarea temă. Da. Când vorbim despre asta, și a spus foarte bine accentul, a spus și mai devreme, acum e momentul să vorbim, să o dezvoltăm puțin. Întrebarea este următoarea. De regulă, sau regula a fost asta, da. Provincia creează bunuri spirituale, materiale, simbolice, cum le spunem. Și materiale, da. Nou, diverse produse, să le spunem, și le dă centrului. Sub formă de tribut, dacă e cazul de materiale, bani și grâne și alte lucruri pe învechime, sau sub formă de minți și de expertiză, în vremurile mai noi. Întrebarea este, asta e relația, așa rămâne ea? Deci, provincia să producă și centrul să preia și atunci vine și explicația. Păi, sigur că trebuie să vină la centru pentru că acolo este logistica. Ce vrei tu să te faci cunoscut cartea ta sau opera ta sau pictura ta, să fac cunoscut aici în provincie, fără să mergi la București să folosești logistica de acolo și apoi, fără să mergi la Paris să folosești logistica de acolo, care înseamnă simezele din Paris, înseamnă librăriile din Paris, cele sau celebre. Pe un alt plan să mergi la Bruxelles sau la New York astăzi ca să deschidem un pic spre actualitate. Exact. Ce repede trece timp, mai sunt câteva minute și n-am început nici e asta. E dușmanul nostru comun, dar sper vreau... că ne-am luptat eficient cu el, o să nu? O să luptăm și data viitoare tot cu asta, pentru că n-am terminat nici pe departe ce aveam de vorbit despre asta. Totuși, vreau măcar să marcăm tema asta și o reluăm, o să începem, promit, data viitoare chiar cu asta, cu ideea asta. Îmi spun, asta e rostul provinciei să producă și centrul să exploateze ceea ce produce, sau ca să revin la ideea dumneavoastră, provincia însăși, provincia în sensul larg, nu vorbim de o regiune neapărat, și de un oraș, sau de o zonă, sau, poate să ia însăși să devină un centru structural. Care structural? Structural. Adică? Structural. De exemplu, Iași un centru al provinciei de nord-est, acum îi spun nord-est. Da, înainte... una din cele 8 zone este, da, zona de nord-est. Așa corect, spunem acum. În vremea evului de mijloc era țara de sus, nu? Da. Moldova era țara de jos, împărțit în țara de jos, țara de sus, într-un fel simbolic nu erau granițe, evident. Dar dacă domnitorul vorbea ce se petrece la Focșani, spunea ce se mai întâmplă în țara de jos. Da. Ce la Suceava e țara de sus. Bun. Bun. Iași poate veni un centru sus. Eu merg mai departe. Datorită prezenței, de exemplu, al lui Alexandre la Mircești, cu tot ce știm noi despre treaba asta și cu lipsa lui de complexe de a locui acolo și de a face corespondență cu toate marile personalități ale lumii, ale mă Europei, bucur că ați dat de vremea exemplu aceea, acesta, da. Atunci și Mirceștiul devine un centru. Da. Poate. Păi, cultural și spiritual, și Mirceștiu și Iașu poate fi un centru și aș merge mai departe. Uitați-vă, Botoșanu e centru cultural. În ianuarie, cel puțin, este cel mai mare festival de poezie consacrat lui Eminescu. Da. Știu, Ioan Pintea, îi preia un exemplu dintr-o carte a lui Teodor Baconschi. Din Bistrița. Ioan Pintea din Bistrița. Sub asediu. E din Bistrița. E mai european și mai universal acolo prin ce face el, din punct de vedere spiritual, religios și cultural în genere, decât ceea ce fac unii așa zis și muzicieni sau oameni de cultură în București, pentru că și Bucureștiul are substanța lui, să spunem, negativă îmbolnăvită din perioada comunistă și în urmă. Nu aruncăm anatema, privesc cu luciditate. București e rău, să-i prindimitiți și la ea se întâmplă lucrurile. Nu, nu așa. Nu, trebuie nuanțe și distinții, dar le vom discuta altă dată. Vă propun să facem, să punem chiar cu asta, data viitoare, la emisiunea viitoare. Rămâne așadar în tema, rămânem, cum vedeți, în tema generală a globalizării și a specificului național. Poate vom intra și niște amănunte de genul respectiv regional, de ce nu? Sigur. Pentru că el se încadrează în acest specific național. Părerea mea, adică după mintea mea, cred că nu suntem nici la jumătatea problematicii pe care mi-am propus să o dezvoltăm să o vorbim în întâlnirile noastre, apropo de acest centru și provincie. Stimați respectatori, dacă nu sunteți satisfăcuți de
adâncimea explorării în istorie a provinciilor și centrelor, vă recomand să citiți cărțile istoricilor. Noi n-am vrut să le luăm în coată pâine, am luat niște felii de cozonac, aș spune, nu chiar de pâine, că tot vine Paștele curând, nici de cozonac am pus pe masă aici, la emisiunea aceasta, referindu-ne deci și la anumite evenimente din istorie. Noi vrem să ne cuplăm pe, mai ales pe raportul acesta între centru și provincii culturale, în plan cultural și spiritual, vom vorbi despre asta. Vă promit că data viitoare vom porni chiar de aici. Nu vom mai întoarce, nu ne mai întoarcem în istorie departe, ci pornim chiar de aici, de la această... Mă bucur și eu tare mult că ați precizat ce tip de cuplaj vom avea, să nu înțeleagă lumea altceva. Da. Asta e. Deci vă spun la revedere până atunci. Mulțumesc eu. Sau cum spune părinții la biserică, să aveți post ușor. Vă spun la revedere, cu toate bunele.